Bun găsit, oameni buni, din nou! Două ore au trecut, știu că ați așteptat cu nerăbdare să intrăm din nou în direct de aici, de la Viena, din acest parc minunat, rezervație naturală, așa cum ați auzit în prima emisiune, și cu poarta Maramureșeană lângă noi. Știu că este o surpriză pentru foarte multă lume. Ați avut ce auzi despre istoricul acestei porți care a fost renovată de curând. Dimineața, înainte de masă, am fost alături de prietenii noștri din Maramureș și nu numai. Am avut parte de niște discuții foarte interesante, pertinente, alături de doi viceprimari de aici, din Viena, din diferite sectoare ale Vienei. Am avut chiar și un deputat al Parlamentului austriac. Ați auzit care sunt planurile de viitor, care sunt proiectele pe care doresc să le implementeze alături de conaționalii noștri de aici, din Austria, alături de prietenii noștri veniți din Maramureș. Ei, dacă în prima emisiune am discutat pe aceste teme, în a doua emisiune, adică acum, timp de o oră, vom discuta despre artă, despre antreprenoriat și multe altele. Nu vi le divulg de pe acum pentru că vreau să stați alături de noi în fața televizoarelor. Deci cam atât la un preambul scurt, regiunea în obiectiv, ediție specială, Viena, anul de grație 2019. Alături de mine în prima parte, doamnelor și domnilor, se află doamna Rodica Vică, soprană, care este aici, locuiește aici, își desfășoară activitatea aici, la Viena. Sărutunile, doamnă, vă mulțumim foarte mult că participați alături de noi. Bună ziua și mulțumesc tare mult de invitație. Spuneți-mi, vă rog, așa, ca un intro, de când și de unde ați plecat din România? Am plecat din România de la Ploiești, via București, deoarece am studiat și am cântat la opera din București câțiva ani, după care, în urmă cu 5 ani, am venit la Viena pentru a-mi extinde, iată, profilul profesional. Ați venit la cursuri de perfecționare și ați rămas aici sau? Nu, cursurile de perfecționare. Sau este la secret? Nu este la secret, este totul foarte public. Cursurile de perfecționare au avut loc la București, însă eu am colaborat foarte mult în Germania, în Austria, încă din timpul studenției și atunci am ales o locație mai apropiată de centrul Europei. Am ales Viena pentru a reuși să călătoresc mai ușor. Capitala culturii. Și să nu uităm că acesta este un vis împlinit pentru orice artist de a locui la Viena. Mai aveți unde crește după Viena sau vă stabiliți aici? Aș vrea să mă stabilesc aici și deocamdată m-am stabilit aici, însă artistul nu va ști niciodată unde îl va purta cariera sa. Exact. Putem vorbi de Milano, de New York. New York, da. Exact. Și totodată alături de noi se află domnul Geirun Țino, regizor, domnia sa, proprietar de teatru. Atenție, amatorilor! Proprietarul teatrului Pigmalion de aici, din Viena. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc că m-ați invitat! Cum e să fii proprietar de teatru la Viena? Este foarte, foarte frumos, dar tensionat, evident. Tensionat? Da, sigur că da. Pentru că am o responsabilitate. O tensiune pozitivă, probabil, nu? Nu cunosc decât tensiunile pozitive. Pentru că a avea un teatru aici, într-o capitală culturală a lumii, nu este foarte ușor, dar slavă cerului, anul ăsta împlinim 24 de ani de existență. Bravo, 20, la mai mare! Să dea Dumnezeu! 24 de ani de succese, așa că nu pot decât să fiu fericit și să vă răspund cât se poate de pozitiv la întrebarea dinainte. Deci un sfert de secol nu este puțin, puțin este probabil pentru istorici. Istoricii încep cu sutele de ani sau cu miile de ani. Spuneți-mi, vă rog, care este pe scurt povestea dumneavoastră? În 85, hai să zicem așa, am luat drumul Vienei. Plecând de unde? Plecând din Bacău. Și de atunci, la numai câteva luni de la venirea mea în Viena, am fost angajat aici în teatru. Am reușit. Cunoșteați limba germană? Da. Mare ajutor. Un mare avantaj. A fost un foarte mare avantaj, evident, pentru început. Și am reușit destul de rapid ca să pun bazele unei școli de teatru aici și ca să... Cum a venit ideea? De ce? Păi nici nu era greu să vină ideea. În 74 am terminat IATC-ul. La București. La București, da. Clasa? Clasa Estrig, da. Și am funcționat ca regizor, ca asistent de regie, după aceea ca regizor în mai multe teatre din România. Cine v-au fost colegii de promoție, ca să ne dăm seama, să ne facem o idee?
cel, deci cred că singurul care mai profesează sau care a rămas în viață din colegii mei este Silviu Purcărete. Da. În rest, bun, revenim la facerea teatrului la Viena. Da. O aventură palpitantă, o aventură și cât un risc. Cât de greu a fost? Cât de greu a fost faceți primii pași? Destul de greu. Nu pot să vă spun nici în metri, nici în kilograme, pot să vă spun numai că am avut destule emoții, pentru că e o acțiune foarte riscantă, a fost o acțiune foarte riscantă, Dumnezeu m-a ajutat și... Foarte bine. Da, cu ajutorul și al oficialităților de aici. Vom reveni imediat, că mă interesează foarte mult cât de mult sunteți sprijinit de autorități, de diferite instituții. Stimată doamnă, povestea dumneavoastră de la Ploiești via București? Iată-ne la Viena. Cred că a fost un parcurs normal al unui tânăr cântăreț care și-a dorit să cucerească lumea. Încă nu am cucerit-o, însă cred că sunt pe drumul de a cuceri într-un mod sau altul la lumea. La ce vârstă a fost când ați stat în fața oglinzii și ați început să... Foarte de devreme, deoarece eu am crescut într-un mediu artistic, mama mea fiind directorul Palatului Copiilor din Ploiești, iată... Am crescut mereu cu profesori de muzică, de dans, de teatru, de limbi străine, chiar și carturi. Deci le-ați avut pe toate în casă. Le-am avut pe toate și iată, toate aceste arte au cumva coincis cu și au conclus cu arta operei. Care este starea de spirit a artistului, chiar dacă este artist liric, artistului în sine aici în Austria? Este extraordinar pentru că ești întotdeauna înconjurat de mari artiștei lumii și... Este și o responsabilitate. Este o responsabilitate, iar pe mine mă obligă să-mi doresc să ajung la marele nivel internațional. Recunosc că sunt avidă să stau de vorbă cu mari artiști, iar a locui la Viena e practic locul ideal să merg, să stau de vorbă cu mari artiști lirici, să-i întreb secretele unei cariere, secretele scenice, întotdeauna ai de învățat. Revenind la dumneavoastră, stimate domn, autoritățile, Ministerul Culturii sau, mă rog, alte instituții care sunt legate de activitatea dumneavoastră, cât de mult v-au sprijinit, vă sprijină în continuare? M-au sprijinit destul de mult. Am bucuria să pot să spun lucrul ăsta, pentru că am prezentat niște concepte de la bun început care au fost apreciate, care au fost susținute. Și au fost și noutăți în domeniu? Adică ați venit cu câteva proiecte inedite, da? Da, da, da. Ca de exemplu? Teatrul pe care l-am deschis are, să zic așa, trei dimensiuni. O dimensiune tematică, o dimensiune socială și una estetică. Interesant. Da, în ceea ce privește tensiunea, direcția estetică, noi încercăm să facem un tip de teatru apropiat de ce știm că a fost Living Theater sau Grotowski, un teatru lipsit de adjuvante exterioare, în care actorul este cel care trebuie practic să creeze tensiunea scenică. Toate acestea în limba germană. Toate astea în limba germană. Nu vă lipsește teatrul de limbă română? Când îmi lipsește teatru de limbă română, mă duc în România și... Care a fost ultimul spectacol pe care l-ați vizionat? Unde? Ultima dată am vizionat un spectacol extraordinar de bun. E vorba de America, după Kafka, la București. Micul amănunt este că nu numai că l-am vizionat, l-am și făcut. Este un mic amănunt. Da, e un amănunt nesemnificativ în discuția asta, dar semnificativ în alte... Da. Proiecte de viitor? În Austria, în alte părți, în România, precizați. Și. Da. În Austria, deci în Viena, avem în continuare de pregătit acum stagiunea care urmează. Avem două invitații cu teatru cu Pygmalion în străinătate. E vorba de Ucraina, unde suntem invitați. Am înțeles, și în România? În România ar urma să venim la festivalul de la Oradea. Da. Și ar urma să facem un turneu prin orașele mai importante ale țării, cu două din spectacolele noastre
care au fost, baftă multă la toate acestea, pentru că este un pachet imens pe care ne l-ați prezentat. Stimată doamnă, suntem la finalul acestei intervenții în prima parte la Regiunea în Obiectiv. La un moment dat vorbeați de targetul foarte ridicat pe care vi l-ați propus. Care ar fi ținta concretă? Cele mai mari scene ale lumii, cum vorbeam și mai devreme, Metropolitan Opera, Scala din Milano, Opera din Viena, vorbim despre scenele cele mai mari ale lumii. Dar vă întreb așa, în paranteză, și acasă vă doriți să vă mai duceți nu numai în civilie? Eu revin în România foarte des și țin foarte mult la acest aspect. Chiar luna trecută am fost la Cluj pentru un proiect inedit cu Filarmonica din Cluj alături de maestrul Cristian Mandeal, iar săptămâna viitoare voi fi implicată într-un proiect al Operei Române din Cluj. Bravo! Un proiect baroc, deci cum vă spuneam, revin foarte des în România. La vară voi avea un turneu în Transilvania cu lucrări nou descoperite de către Gabriel Bepeșelea. Ce să mă vă bucur spun, că această discuție pe lângă a fost... debuturile internaționale, revin Bravo. Mereu în România și nu voi evita mă să mă bucur că a fost o discuție absolut pozitivă cu doi artiști superbi de aici, din Austria, din Viena. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc. Noi mergem mai departe, dragi telespectatori. Acum un an și câteva luni a avut loc un eveniment absolut inedit, de o mare valoare și mare importanță. Vorbim despre preambulul anului centenarului Marii Uniri, Filarmonica, dacă tot veni vorba despre Filarmonica din Cluj, Filarmonica de stat Transilvania din Cluj a susținut un concert aici la Viena de 1 decembrie 2017, un concert care a fost de fapt deschiderea anului centenar. S-a făcut o treabă extraordinară, au fost și colegii mei cu acest prilej, s-a realizat o știre. Vă rog știrea să o vizionăm împreună, să vedem acele aplauze minunate care a ridicat toată sala când a fost intonat imnul național al României, după care încercăm să intrăm în legătură directă cu președintele Fundației Transilvania Leaders, fundație care a realizat, a conceput acest concert, domnul profesor Marius Bojiță. După mai bine de jumătate de secol, o orchestră românească a cântat din nou la Music Verein. Au fost interpretate lucrări de George Enescu, Dinu Lipati și Eduard Grig. A fost o seară deosebită, care a dus multă bucurie în sufletul spectatorilor și cu atât mai mult că acest eveniment s-a desfășurat la Viena, cred că a fost un semnal de înțelegere pentru toți românii de pe toate meridianele că în preajma zilei naționale a României trebuie să fim cu toții uniți. A fost o seară specială, o seară extraordinară. A marcat Ziua Națională a României, am început anul centenar dedicat celor 100 de ani de Românie modernă. Music Verein a auzit Enescu, Lipati la 100 de ani de la nașterea marelui compozitor și pianist. Pentru Viena a fost important să se audă calitatea unei orchestre din România și să se audă o lucrare de mare nostru pianist, care nu-i cunoscut ca și compozitor aici. Este un vis devenit realitate seara de astăzi. A fost incredibil să pășim pe această scenă de la Music Verein și să aducem muzica românească în centrul muzicii. Am avut o sală extrem de călduroasă în Music Verein la Viena, unul din cele mai frumoase adunări de public pe care le-am avut până acum și ne bucurăm foarte mult că muzica românească a fost extrem de bine apreciată. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român de la Viena și Ambasada României în Austria, cu sprijinul Fundației Transilvania Leaders.
Am revenit, dragi telespectatori, aici la Viena, în direct pe canalele TVR Cluj, TVR3 și TVR Internațional, cu o ediție specială dedicată de această dată artiștilor, antreprenorilor, oamenilor de bine de aici, din Viena, din Austria, români de-ai noștri, plecați unii de curând din țară, alții de câțiva ani buni. Telefonic alături de noi se află în direct de la Cluj domnul profesor Marius Bojiță, președintele Fundației Transilvania Leaders. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, bună ziua și primiți un gând frumos și salutări din Cluj. Clujul însorit la această oră. Și noi vă transmitem, domnule profesor, de aici, de la Viena, toată echipa televiziunii române aflată aici. Acum câteva secunde bune am reluat acel material, o știre care a fost realizată cu ocazia acelui concert fantastic pe care Fundația Transilvania Leaders l-a conceput și l-a organizat aici la Viena de 1 decembrie anul 2017. Un concert care, 2017, da, exact, care s-a dorit a fi o deschidere nemaipomenită anului centenar. Dacă stați și vă gândiți un pic și priviți în spate, acum după câteva luni bune și după ce a trecut și anul centenar, cum vi s-a părut acel moment, domnule profesor? A fost un moment formidabil, a fost un moment de suflet. Am fost și eu printre cei care am participat la acest concert. Am fost impresionat de participarea nemaipomenită a românilor din Viena. În acele zile la Viena se vorbea foarte, foarte mult românește. Dar aș mai specifica un lucru. Vă rog. Fundația Transilvania Leaders a realizat acest eveniment formidabil. Și nu exagerez când spun formidabil, așa este, datorită unor oameni care s-au implicat total în organizarea acestui eveniment. Nu aș vrea să nominalizez persoane, dar aș vrea să nominalizez în primul rând Fundația Transilvania Leaders, care prin preocupările sale de a înconjura evenimentele, a încuraja evenimentele culturale, sportive și sociale din orașul Cluj, a făcut posibilă ca Orchestra Transilvania, da, să dea acel concert la Viena, în sala unde se țin concertele de anul nou al operei din Viena. Și vă spun, am văzut oameni care le-au dat lăcrimile în momentul în care se cânta imnul României. Așa este, și noi am fost martori la acest eveniment superb. Da, vă ascult. Și aș vrea să mai menționez că Viena este pentru noi un model, fiindcă Fundația Transilvania Leaders, alături de acest eveniment, prin oamenii de bine care sunt implicați în evenimente culturale, sportive, sociale, au organizat anul acesta și balul operei din Cluj. Așa este. Bal ce s-a organizat după modelul celui din Viena. Să știți, deci iată încă o dată ați revenit. După opera din Viena. Iată, ați revenit cu încă un model, un succes. Cu încă un model, exact, vienez. Exact. Încă un model și vienez. Poate la viitorul bal al operei din Cluj vor veni și oaspeți ai noștri din Viena să vadă dacă ne-a reușit modelul sau dacă suntem, și bineînțeles, suntem perfectibili într-o asemenea organizare. Domnule profesor, suntem spre finalul discuției noastre. Spuneți-mi, vă rog, cât de important este să fim mândri că suntem români? Cât de important este să fim patrioți? Este foarte important să nu uităm că suntem români. Este foarte important să nu uităm că aparținem unei latinități. Este foarte important să nu uităm, indiferent unde suntem, că noi aparținem acestei țări, România, care este o țară frumoasă și care, peste tot unde ne aflăm, să o respectăm, să o iubim și să ne fie dragă. Domnule profesor Bojiță, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Noi suntem la Viena, dumneavoastră la Cluj, iată, s-a realizat salutări încă un pot. Salutări încă o dată tuturor celor care sunteți la Viena și salutați și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Inclusiv salut inițiativa acestei televiziuni, televiziunea română și TVR Cluj, legat de această inițiativă care mi se pare de asemenea un gest normal și firesc privind ceea ce înseamnă prezența românilor peste hotare.
Vă mulțumim încă o dată. A fost alături de noi telefonic în direct de la Cluj-Napoca domnul profesor Marius Bojiță. Noi așteptăm invitați de seamă, invitați noi la această măsuță foarte simpatică de aici, din acest parc rezervație naturală, de lângă Poarta Maramureșană, de lângă noi. Vi se pare, în mod sigur, vi se pare o chestiune așa scoasă dintr-un alt film, pare să, dar chiar suntem la Viena, chiar suntem, cum se spune pe la noi, aproape de buricul târgului cu această poartă maramureșană. Până când ne sosesc noi invitați, noi am fost în vizită ieri la ambasada României din Austria, din Viena. Am realizat un interviu amplu cu excelența sa, domnul ambasador Bogdan Mazuru. În clipele, în minutele care urmează, vă propunem un scurt fragment din acest interviu realizat cu domnia sa, iar interviul integral va fi transmis ulterior pe canalul TVR Cluj. Iată interviul, fragmentul interviului realizat ieri. Ce înseamnă comunitatea românească pentru Austria și ce înseamnă Austria pentru comunitatea românească, care este foarte numeroasă, știm foarte bine cu toții? Comunitatea românească din Austria este una destul de importantă. Peste 100.000 de români locuiesc în Austria și este una cu o creștere destul de puternică în ultimii numeric, ani. Numeric, vorbind. Este o comunitate bine integrată, o comunitate care este bine închegată, sigur concentrată în orașele mari austriece și cea mai mare parte, sigur, în Viena, dar este o comunitate care este diversă din punct de vedere al meserilor pe care le fac aici. Avem mulți studenți care sunt în Viena, care învață în Viena și este o comunitate foarte solidă. Deci ce se spune unde este diversitatea mai accentuată și forța este mai accentuată pentru că avem din toate zonele, adică plaja este foarte mare, de care trebuie să se folosească inclusiv conducătorii acestei comunități. Fără discuție. Comunitatea română din Viena poate are și o trăsătură particulară, dată fiind apropierea geografică de România, este o comunitate care este foarte bine atașată dezvoltărilor din România. Sunt oameni care se duc acasă destul de des, mai ales cei care trăiesc în Transilvania și este o comunitate foarte dinamică și foarte bine adaptată la condițiile actuale. Un moment extrem de important, spun eu și nu numai eu, foarte multă lume, momentul 1 decembrie, anul de grație 2017, concertul Festival Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, care a avut loc aici, la Viena. S-a scris istorie. S-a scris istorie prin muzică, s-a scris istorie prin momentul istoric în sine. Dumneavoastră cum l-ați perceput? Sigur, este unul din momentele, poate cele mai înalte emoțional pe care le-am trăit aici la Viena. A fost momentul care a lansat anul centenar 2018 aici în Austria. A fost un concert de mare ținută într-una din sălile de concert cele mai importante din lume, nu numai din Europa, Musikverein. Un concert al unei orchestre excelente, este Filarmonica Clujeană. Și un dirijor. Un dirijor excepțional, cum este maestru Gabriel Bebeșelea, o solistă excelentă, cum este Alexandra Dariescu. Și Viena este un oraș cultural prin excelență, care are o ofertă culturală extraordinară. Un asemenea eveniment
care a generat atâtea laude, nu numai din partea românească, dar și din partea austriacă. Apreciat extraordinar. Ați auzit voci după concert, în timpul concertului? Localnicii ce au spus. Bineînțeles, a fost apreciat la superlativ de criticii muzicali austrieci, de publicul austriac, prezent în sală un număr foarte mare. Am avut o sală plină, am avut o sală foarte frumoasă și plină cu această ocazie. Și faptul, simbolistica lui 1 decembrie, Ziua Națională a României, a fost potențată și mai puternică, să zic așa, de faptul că la bis maestru Bebeșelea a cântat cu Filarmonica imnul național al României, readaptat, rescris de tânărul George Enescu. Ați auzit declarațiile excelenței sale, revin și vă invit să urmăriți emisiunile TVR Cluj, TVR 3 și TVR Internațional, unde vor fi inserate aceste interviuri, inclusiv interviul cu excelența sa. TVR Cluj va avea în grila de programe și interviul integral care a fost realizat cu domnia sa. Revenim la discuții și povestioare culturale. Pentru că așa am și deschis ediția de astăzi, de aici, de la Viena în direct, alături de mine doamna Laura Hunt, președintele Asociației Mihai Eminescu din Viena. Bravo, sărut mâinile! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mihai Eminescu la Viena. Când a apărut la orizont această asociație și de ce? Da, nu este nimic întâmplător. Asociația se numește Asociația Mihai Eminescu din Viena pentru că eu consider, și nu numai eu, Eminescu și-a trăit cea mai frumoasă perioadă a vieții lui, a tinereții lui, aici în capitala culturii. Și de când am amplasat bustul poetului, pe care dumneavoastră l-ați văzut cu siguranță, sau dacă nu-l veți vedea mâine în fața Bisericii Ortodoxe. Da, mâine vom fi acolo. Da. Mi-ați și ajutat cu această promovare. Da. Deci mâine, nu uitați, vom fi lângă Biserica Ortodoxă. Lângă bustul Eminescu. Și lângă bustul lui Eminescu. Da, de când am amplasat bustul, mi-am dorit foarte mult ca și cetățenii austrieci să știe și să cunoască ce înseamnă pentru noi poetul nepereche, cine este Mihai Eminescu, ce a făcut el pentru țara noastră. Și atunci am înființat asociația și pot să spun că de două ori pe an, în ianuarie, pe 15, de Ziua Culturii și de Ziua Poetului Mihai Eminescu, și pe 15 iunie, omagiem și comemorăm pe poet aici în capitala culturii. Această asociație aproximativ câți membri are? Și dacă are și membrii care nu sunt români? Nu. Membrii care aparțin asociației sunt de origine română, deci da. Absolut toți membrii. Nu putem să spunem că suntem un număr foarte, foarte mare, dar persoanele care sunt și membrii care ne sunt alături, să știți că sunt foarte harnici și asta cred că ce dumneavoastră înseamnă această, puteți... Ce înseamnă această hărnicie? Cred că dragostea de țară. Atunci când noi ne propunem un eveniment să-l organizăm, ne punem tot sufletul și toată dragostea de țară în acel eveniment. Și cred că asta se vede. Nu trebuie neapărat să fie multă lume implicată, adică implicată în organizare, mă refer. Ca tu să poți să arăți ceea ce vrei să transmiți cetățenilor în țări în care tu vrei să te integrezi, să arăți ce valori ai. Deci nu v-am întrebat, de când trăiți aici? M-am mutat la Viena în anul 2002. 2002? Da, este ceva timp de când mă aflu aici pe meleagurile... De unde ați venit? Din ce localitate? Vin din Arad. Din Arad? Din Arad, din Transilvania noastră dragă. Unde este acasă pentru dumneavoastră? E greu să răspund la întrebarea asta, pentru că pentru mine acasă este... Sau vă duceți la bustul lui Eminescu, vă uitați la... Și sunt deja acasă. Acasă eu cred că este acolo unde tu te simți bine. Vă simțiți bine aici la Viena?
Da, mă simt foarte bine pentru că integrându-mă și ducând cu mine cultura țării mele, ceea ce facem în multele evenimentele pe care le desfășurăm de-a lungul timpului și de-a lungul anului, de 5 ani de zile, eu cred că pot să spun că acasă sunt permanent, pentru că eu întotdeauna duc acasă, adică România, acolo unde eu sunt. Și viceversa, în mod sigur. Și viceversa, exact, da. Această asociație este sprijinită de instituții, organisme de aici, din Viena? Da, este... Logistic, financiar, mă rog, nu știu. Este care sprijinită, este metodologia? Este sprijinită atât de instituțiile din Viena, cât și de cele din România. Să știți că proiectele pe care noi le-am făcut, chiar anul trecut, în an centenar, am avut două evenimente care au făcut mare cinste României, ele fiind mediatizate și aici în Austria, în presa locală de aici. Evenimentul din Palatul Schönbrunn, unde l-am comemorat pe Mihai Eminescu, chiar în palat, într-o clădire superbă, de superbă. Păi, cred că toată lumea știe ce înseamnă Schönbrunn. Da, să știți că chiar maestru Eugen Doga, pentru că pe dânsul l-am avut invitat cu Orchestra Filarmonicii Teleradio Moldova din Chișinău. Cunoscuți. Un eveniment superb, superb, a lăsat ecou o multă, multă perioadă după ce evenimentul a trecut, care, iată, evenimentul a fost susținut atât de Institutul Cultural Român din România, Ministerul Românilor de Pretutindeni, Primăria Vienei, foarte frumos, Ambasada României cinstelor alături de noi. Da, sunt instituții care sunt alături de noi atunci când facem evenimentul. Stimată doamnă Han, suntem la finalul intervenției noastre. În mod sigur aveți și proiecte de viitor, în afară de acele date fixe, măcar două pe care le-ați pomenit, multianuale, programe multianuale vis-a-vis de Mihai Eminescu. Da, sunt în derularea unui proiect foarte important, pot să spun, dar nu vreau să-l dezvălui, o să vă invit. Dați-ne o știre. Să în premieră, să vin. În premieră, măcar așa, primele silabe. Eu zic că noi, în curând, România va mai avea un bust a unui important personaj din România. Deci încă un bust, dar da? Încă nu spun, da, dar eu sunt ferm convinsă că dumneavoastră veți fi alături de noi la dezvelire. În mod sigur, numai să ne spuneți data, ora și locația și vom fi prezenți. Laura Hunt, președintele Asociației Mihai Eminescu din Viena, mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. La mai mare, să creșteți cât mai mult această asociație, să aveți cât mai multe evenimente și să aveți sprijin din toate părțile, și din România și din Austria. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe, dragi telespectatori, regiunea în obiectiv, ediție specială din Austria, Viena. Colegul nostru, Antonio Miclea, a realizat acum câteva minute bune un interviu cu o tânără. Cu o tânără speranță, o tânără plecată de unde altundeva, din Maramureș, venită aici la Viena la studii. Studenta pe numele ei, Roxana Bota. Spune-ne puțin despre povestea ta, cum a început tot drumul tău în Austria, în Viena. Eu sunt student în Viena de 4 ani deja, am terminat liceul în 2015 și m-am mutat direct aici și da, studiez dreptul și am venit în principal în Austria pentru că eu am terminat liceul cu predare în limba germană matern și atunci am spus că aș vrea să continui cu limba, să învăț și dreptul tot în această limbă. Dar în același timp studiez și în România, la fără frecvență și nu pot să mă pronunț în legat de care facultate este mai bună la nivele academic. Într-adevăr, aici facultatea este bazată de cele mai multe ori pe lucruri practice, nu neapărat teorie. De exemplu, în domeniul meu pot să spun sigur că nu trebuie să învățăm articol cu articol pe de rost, pentru că avem dreptul să folosim inclusiv la examene un codex cu legi, lucru care mie personal mi se pare foarte bun. Și da, într-adevăr, un pic sistemul lor de învățământ este diferit de ce suntem noi obișnuiți în România. Dar momentan este bine, mi se pare că cu încetul a pus să te acomodezi. Într-adevăr, este o țară unde uneori oamenii sunt mai reci. De exemplu, la facultate noi nu avem conceptul de serii, grupe și e foarte, foarte greu să îți faci prieteni și să ai tot timpul, n-ai un grup de prieteni care termini în 4 ani și stai toată ziua la facultate, dar mi se pare că am avut posibilitatea să fac unele lucruri voluntare și atunci am avut posibilitatea să cunosc anumiți oameni și de aici. Bună, cât despre viitor, după ce vei termina dreptul aici în Viena,
ce ai de gând să faci? Care e planul de viitor? În principal aș vrea să rămân aici o perioadă, aș vrea să devin avocat aici și după aia voi vedea. Da, bravo, Roxana, îți urăm succes, baftă multă. Iar Tony nu se lasă, Tony nu se lasă și a continuat seria întrebărilor către tineri și să vedem unde a ajuns și cu cine este la cadru. Tony? Bună din nou, Karen. De data aceasta am întâlnit o altă studentă română venită la studii în Viena și ne-am amplasat special să se vadă în spate poarta Maramureșană, pentru că Ioana Varga, care este alături de mine, cu siguranță în viitor va promova acest monument, deoarece a venit în Viena special pentru a studia jurnalismul. Dar despre tot drumul ei până aici ne va spune în minutele următoare. Mă bucur că te-am cunoscut. Să ne spui cum ai decis să pleci din România și să vii la studii tocmai aici, în Viena. Sigur, mă bucur și eu că sunt alături de voi și făcând liceul în limba germană la Cluj, m-am mutat la Cluj din Baia Mare, am decis să mă orientez în continuare spre o facultate în limba germană și mi-am dorit foarte mult un studiu mai interdisciplinar într-un mediu internațional, așa că am ales să vin la Viena și să studiez jurnalism, după care pe parcursul facultății m-am specializat în special pe partea digitală, partea de rețele sociale, așa că în continuare, acum fiind în ultimul an de facultate, sper să continui tot în direcția asta și să mă dezvolt mai mult pe acest plan. Sunt oportunități mai multe pentru a-ți găsi un loc de muncă în jurnalism sau pe alte ramuri, din ceea ce ai văzut până acum? Adică au fost șanse, poate să lucrezi chiar din timpul facultății aici? Pot să spun că am avut multe oportunități chiar încă din băncile facultății, mai ales în direcția în care doresc eu să mă orientez, partea de marketing digital, partea de rețele sociale. Pot să spun că am găsit oportunități pe care probabil nu le-aș fi avut în țară și am reușit să învăț de la oameni care deja sunt experți în domeniu, considerând faptul că la noi chestia asta acum mai mult începe să dezvolte în punctul de pornire. Cred că am făcut alegerea bună și am reușit să fac de la internship-uri la lucra mai mult în sectorul non-profit, tot în direcția asta și sper că poate eu fiind aici încercând să învăț despre chestia asta, poate la un moment dat o să pot să ajut tot pe partea asta și în țară. Bun, mă mai leg puțin de monumentul din spate. Acum că știi că există așa ceva la nu mulți pași de locul în care stai, cum este? Este un loc care te aduce înapoi cu gândul la Maramureș. Cum ți se pare? Da, pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. Eu am crescut în Maramureș și vedeam în fiecare zi porți de genul ăsta și acum că știu, sincer, nu aveam nicio idee înainte, chiar îmi doresc să revin. Am și foarte mulți prieteni în România care sunt și ei studenți aici și mai ales cu ocazii de genul 1 decembrie, 1 mai, când chiar ne dorim să ne simțim un pic mai aproape de acasă, cred că o să profităm și o să ne întoarcem aici. Bun, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Aceasta a fost și povestea despre o studentă care în viitor cu siguranță va promova tot ceea ce înseamnă România peste hotare. Karen, ai legătura. Mulțumesc foarte mult! Interesante aceste discuții, Tony, pe care le-ai purtat până acum cu acești tineri minunați, superbi, și cu Roxana și cu Ioana. Le urăm foarte mult succes, baftă multă! Mai reveniți și pe acasă din când în când, pentru că aerul de acasă o să vă ajute pentru viitor. Oameni buni, suntem la Viena. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei ediții speciale Regiunea în Obiectiv, de aici, din acest parc minunat, rezervație naturală, de lângă poarta Maramureșană. Sper ca ai mei colegi să vă prezinte de cât mai multe ori această poartă care a fost renovată de curând. Alături de mine pe finalul ediției, domnul Alex Todericiu, domnia sa fiind consilier de întreprindere. Bună ziua! Bună ziua, dumneavoastră, nu ați greșit, dumneavoastră, domnule avocat Milorad Erdelean, telespectatorilor, și aș dori să spun și bună ziua mamei mele, care știu că se uită. Să rămână doamnă, mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și ați și făcut deja prezentarea, mi-ați păpat pâinea, stimate domn, nicio problemă.
Domnul Milorad Erdelean, dumneavoastră fiind avocat și membru al baroului din Viena. Suntem foarte mândri și cu dumneavoastră și cu dumneavoastră. Bravo! Bună ziua, mulțumesc, și eu sunt mândru. De când locuiți în Viena? Din anul 2006. Tânăr. Sunteți foarte tânăr, înseamnă. 31 de ani. Mulți înainte, dumneavoastră de câți ani? Din 1991. 1991. Și sunteți avocat aici? Asta este corect, avocat în baroul din Viena și din anul 2017 am înființat și cabinet individual de avocatură aici în centrul orașului. În centrul orașului, ceea ce înseamnă foarte mult. Stimate domn, cu ce se ocupă un consilier de întreprindere? Un consilier de întreprindere oferă soluții managementului antreprenorilor pentru a rezolva tot felul de probleme care apar în desfășurarea activității industriale și comerciale. Un exemplu concret ca să ne facem o idee, cam ce înseamnă? Un consilier de întreprindere, de exemplu, propune concepte pentru formarea profesională duală. M-am ocupat foarte mult timp despre implementarea acestor concepte care vin de regulă din spațiul german, chiar și în România. La momentul de acum câteva minute bune, când vorbeam despre minunatul concert de la Viena, susținut de Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj, m-am văzut aici undeva, în apropiere. Ați fost foarte atent la acel moment. În mod sigur, ambii invitații ai mei au participat la concertul de pe 1 decembrie 2017, nu? Am avut dreptate când am văzut că parcă simt așa o alt fel de implicare majoră în acest concert al dumneavoastră. Mă bucur că televiziunea din Cluj este bine informată și vreau să vă spun că șansa de a avea acest concert, de a se întâmpla acest concert, se datorează în primul rând, bineînțeles, finanțatorului, Fundația Transilvania Leader, și îi spun pe această cale încă o dată mulțumesc, dar să nu uităm, persoana care a inițiat acest proiect este maestrul Gabriel Bebeșelea, dirijorul orchestrei din Cluj, care bineînțeles și-a promovat orchestra, și Irina Cornișteanu, la vremea respectivă președinta ICR. Acest concert a avut, să zicem așa, o odisee destul de mare, era cât paci să nu aibă loc, dar ulterior, prin efortul conjugat al celor trei, s-a întâmplat. Și în acest efort a mai fost o parte importantă. Nu totdeauna manifestările sponsorizate din bani publici, astfel plătite din țară, nu a fost cazul în această situație. În această situație au fost bani și publici, dar mai mult privați. Mai mult privați. Se bucură de un public pe măsură. Publicul de multe ori nu vine pentru că nu cunoaște, pentru că nu se face o publicitate corespunzătoare. În cazul acestui concert și-au dat mâna mai multe asociații din Viena, printre care și Asociația Export Club, care, ne bucură să spunem acest lucru, am reușit să distribuim și să vindem un număr de aproximativ 800 de bilete. Frumos. Nu uitați, sala are cam 1200 de locuri. Vă mulțumesc. 800, frumos, foarte frumos. Și e bine mulțumesc să mai tuturor. Amintim ceva, iertați-mă. Da. Numele lui Bela Crisbai, vicepreședintele ICR, care s-a implicat activ și a ajutat și el să iasă la timp. Frumos din partea dumneavoastră că i-ai amintit pe toți cei care au fost implicați dumneavoastră. Ați fost, domnule avocat, la acest concert? Bineînțeles. Cum vi s-a părut? Excelent concertul. M-am bucurat foarte mult să avem astfel de concerte și evenimente la Viena. Vă place muzica clasică? Bineînțeles, da. La Muzic Fărain mergem des. Ați venit de atâția ani. V-ați integrat? Simțiți încă nevoia integrării și mai accentuate în societatea vieneză? Pot să spun un lucru. Atunci când emigrezi, după părerea mea, nu te simți niciunde 100% acasă, fiindcă mereu ai o alternativă, mai ales dacă ai familie în România. Dar pot să spun că sunt 99% integrat în Austria. M-am căsătorit, așteptăm în septembrie primul copil. Bo, bravo, felicitări. Și rămânem aici, cu siguranță. La dumneavoastră se mai pune problema? Pentru că ați pomenit-o pe mama dumneavoastră. Mama mea este un om deosebit, am învățat foarte multe de la dânsa. În primul rând am învățat limba germană, care m-a ajutat extraordinar la Viena. Sunt cetățean austriac din 1999. N-ați păstrat și cetățenia română? Nu. Nu am păstrat cetățenia română. Nu, eu sunt jumate român, jumate sârb, dar încă sunt cu cetățenia română. Cu cetățenia română. Da. Și sârb sunteți, da? Da, corect. Banatul-i Fruncea.
Întotdeauna. Vă ascult, stimate domnul, că v-am întrerupt. Cred că e important de scos în evidență că despre colonia română din Viena sau din Austria avem de diferențiat între aceia care sunt aici, cetățeni români care sunt și muncesc, trăiesc în Austria și avem în jur de 120.000 de persoane, domnul ambasador știe date mai exacte, iar avem și în jur de 86.000 de persoane cetățeni austrieci care sunt de origine din România, cum aș fi eu, de exemplu. Toți aceștia se confruntă cu o chestiune foarte interesantă, bariera de limbă. Și de aceea cred că e bine să punem această problemă și la televiziune. Recunoașterea grupei de populație românești din Austria ca minoritate. Încă nu există această recunoaștere. Nu există această recunoaștere. Vine domnul avocat și în mod sigur preia ștafeta și o să ajute cu trup și suflet tot ce se poate pentru a face acest demers. Ajutăm și avem și un proiect în derulare cu domnul dr. Todeliciu, care se va inaugura chiar astăzi. Înființăm o organizație pentru sprijinirea și ajutorarea drepturilor îngrijitoarelor și îngrijitorilor din Austria. Foarte interesant. Se numește Flege Help. Avem în jur de... Îngrijitoare, dacă, scuzați-mă că vă întrerup, multe persoane care inclusiv din România, da, vin, sau numai la... Multe acele... persoane, vorbim de 50.000 de oameni. Multe persoane, 50.000 de oameni care aproximativ vin din România să îngrijească, exact, seniorii noștri, da? Exact, care vin din România să îngrijească seniorii austrieci. Care austrieci. Exact, se îngrijesc de bătrânii austrieci și care, din păcate, nu sunt reprezentați cum trebuie inițiativă. Și au nevoie de mult ajutor, mult sprijin, nu cunosc limba, nu-și cunosc drepturile și de multe ori sunt păcăliți aici și de aceea am ființat... Spuneți-vă, rog, domnule avocat, mă gândeam până l-ascultam pe dânsul, românii de aici, din Austria, din Viena implicit, zic așa, avem o problemă care se poate rezolva doar prin avocat, prin probleme, prin tribunale, etc. Și românul venit aici zice așa, avem noi avocatul nostru român acolo, mergem la el, așa se întâmplă? Da, pot să spun adică, că... Adică vreau să zic, e un alt fel de încredere, e un reflex, nu? Bineînțeles că poți să-ți explici problema și oful mai bine unui om care te înțelege și care simte la fel ca tine. De aceea, marea majoritate a clienților mei sunt români, care vin cu încredere și cu drag cu la păsurile mine. Lor. Exact. Foarte interesantă această inițiativă. Dați-mi voie să completez pe colegul și amicul meu, domnul avocat Milorad Erdelean, cu o mică poveste care vă va spune dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. De un azi am fost la o sărbătoare de înviere, la o biserică semnificativă din Viena. După aceea, după tradiție, enoria și român sau de origine română, au părăsit lăcașul bisericii cu lumânări aprinse în mână. Au coborât la stația de metrou cu aceste lumânări în mână, s-au urcat în vagonul de metrou și, bineînțeles, că au început să aștepte. Prin megafon, vatmanul făcea apeluri disperate la stingerea lumânărilor, ceea ce nu se întâmpla, până când un student român, aflat mai la ușă, a ieșit, s-a dus în camera vatmanului și a spus acest mesaj simplu pe românește. Lumânările au fost stinse, metroul a putut să își continue drumul. Repet, pentru că e foarte important, barajul limbii germane, cunoașterea respectiv, mai ales necunoașterea limbii germane, este semnificativ. Atât pentru îngrijitoarele care noi o să le ajutăm sau să încercăm să le ajutăm prin această asociație, cât și pentru toți cetățenii care vin aici din România, pentru că să nu uităm un lucru, dacă am fi recunoscuți noi, grupa de populație, de către autoritățile austriece, formularele și toate documentele oficiale vor fi tipărite, ar fi tipărite și în limba română, ceea ce nu-i cazul acum. Stimați domnule, vă mulțumesc foarte mult pentru participare, mult, mult succes și la această asociere. Mulțumesc asociație. Și eu. Vă mai așteptăm și prin România și de data viitoare când vom poposi în Viena, în mod sigur vom mai continua discuțiile. Tony, văd că este nerăbdător din nou la cadru și văd și un personaj foarte special. Tony, despre ce este vorba? Da, Karen, așa este. Am aflat că toate evenimentele frumoase ce au avut loc astăzi se extind și mâine, deși mâine vom vedea aici Maramureșeni în
Viena, dar în alt loc. Despre aceste evenimente care vor avea loc mâine ne va spune doamna Iuliana Dâncuș, care știe foarte bine ce ne pregătește pe mâine. Bună ziua! Mâine îi chemăm pe toți românii din Viena să vină la ora 9 aici, la Poarta Maramureșană, pentru a o resfinți, acest simbol care, oarecum, putem spune așa, marchează românismul aici în centrul Europei, în una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei, iar după aceea vom merge la biserică, la Părintele Dura, iar apoi le dăm întâlnire telespectatorilor TVR Cluj, TVR 3 și TVR Internațional de la ora 13 pentru o ediție specială cu români și pentru români din Viena. Vor fi multe discuții administrative despre viața românilor de aici, din Viena, despre cei care trăiesc în diaspora vieneză, dar va fi și multă tradiție, folclor, cântece, dansuri tradiționale, nu numai din Maramureș, pentru că noi reprezentăm pe toți românii. Nu de aceea ne numim Ansamblul Folcloric Național Transilvania, nu? Și așteptăm acolo, vor fi și produse tradiționale, vor fi meșteri tradiționali, va fi foarte frumos. Bun, deci întâlnirea este mâine la ora 9 pentru românii din Austria, aici la Poarta Maramureșană. Atât de aici, care n-ai legătură. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și Iulianei Dâncuș pentru acest promo făcut live pe viu din acest platou special amenajat. Oameni buni, dragi români, gata, atât a fost pentru astăzi, cele două ediții speciale de aici, de la Viena, dar, așa cum ați auzit, mâine avem o altă ediție specială între orele 13-15, ora României. Notați-vă, vă rog, 13-15 pe TVR Cluj, TVR Internațional și TVR 3, o ediție și mai specială pe care puteți să o vizionați alături de noi. Toate cele bune, au Wiedersehen de aici, din capitala Austriei, Viena. Toate cele bune, la revedere!